Și bine ați revenit pe canalul meu! În videoclipul de astăzi vreau să vă arăt cum ne putem antrena să dăm cele mai eficiente low kick-uri. De asemenea, vom învăța și cum să blocăm aceste lovituri de picior, care pot fi foarte puternice dacă sunt executate corect. Mai întâi, vreau să vorbim despre loviturile circulare de picior în general sau mawashigeri, cum le numim în artele marțiale japoneze. Acestea pot fi ascendente sau descendente. Loviturile ascendente, de jos în sus, sunt de obicei mai rapide, în schimb cele descendente, de sus în jos, sunt de obicei mai puternice, deoarece putem contribui cu propria greutate la lovitură. De asemenea, în funcție de nivelul la care lovim, acestea se împart în trei categorii. Lovituri la nivel Jodan, lovituri la nivel Chudan și lovituri la nivel Gedan. Prin urmare, low kick-urile sunt lovituri circulare de picior executate la nivelul ghedan. În clipul de astăzi ne vom concentra pe loviturile descendente, cele în care ne lăsăm cu propria greutate pe lovitură. Acestea sunt, în opinia mea, printre cele mai puternice lovituri de picior pe care le putem executa. Ele se execută cu tibia. Prin urmare, o tibia antrenată va face ca lovitura noastră să fie foarte puternică. Am postat deja un clip în care am arătat cum ne putem întări tibiile, pumnii și antebrațele. Dacă încă nu l-ați văzut, vă sfătuiesc să vă uitați și la acela. Pentru execuția și blocarea low kick-urilor, vom lucra desigur cu parteneri. Unul lovește, celălalt se apără. Ne vom apăra de low kick-uri mișcând coapsa în exterior sau, mai bine zis, înspre lovitura ce trebuie interceptată. Astfel, impactul dintre tibia adversarului și piciorul meu va avea loc mai devreme și nu va fi atât de puternic pe cât se așteaptă el. Acesta nu este singurul mod de a bloca low kick-urile, însă pe acesta vreau să ne concentrăm în videoclipul de azi. Cu cât scade distanța parcursă de piciorul care lovește, cu atât impactul este mai slab. Pentru o lovitură puternică este nevoie de o traiectorie completă a piciorului. De asemenea, piciorul meu trebuie să fie încordat în momentul în care interceptez lovitura partenerului. Asta a fost tot pentru azi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă aveți întrebări legate de oricare dintre clipurile mele, nu ezitați să mi le adresați. Pe data viitoare!